ședință ordinară a Consiliului Local pe luna martie 2018, prin dispoziția primarului numărul 103 din 23 martie, sunt prezente 13 consilieri locali din cei 15 în funcție, lipsește domnul Munteanu motivat, este plecat din țară, domnul Maru Gabriel, probabil într-o zi, ședința se poate desfășura în condiții normale, poate domnul președinte să preia conducerea. Deci, anunț din start că punctul numărul 12 s-a retras. Deci, supunem la vot procesul verbal de la ultima ședință. Știm cu toate ce s-a votat, dacă sunt discuții. Sunt discuții? Bun. Supunem la vot cine este pentru. Deci supunem la vot suplimentarea ordinei de zi cu 6 puncte. Da, respectiv. Respectiv punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii de acordare ajutor de minimis formulat de SC Hotel Perla Sfânic Moldova SRL. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației PUS în scopul realizării obiectivului investițional concesionare teren în vederea construirii unui parc de distracții tip Aventura Park și stână turistică situat în strada Nicolae Vălcescu, zona camping. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 3 din 26.01.2018. Aici, doamna Sifo, să ne dați amănunte când ajungem. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea împăduririi terenului deținut în punctul Piciorul Portului cu material săditor obținut din sponsorizări. Punctul 6. Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale a orașului Slănic Moldova pe anul 2017. Îl prezintă domnul primar. Dacă sunteți de acord cu... Dacă îmi permiteți, ieri în comisie am vorbit despre nevoia ca acea declarație pe propria răspundere pe care o să o dau eu la notariat să fie validată de consilier și v-aș ruga să treceți și acest punct pe ordinea de zi. Vă amintiți, ieri la comisie am vorbit despre ea. Da? Da. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Supunem la vot întreaga ordine de zi, cu mențiunea că punctul 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcției publice, este retras, motivat de faptul că nu a sosit încă avizul de la NFT. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cu completările ulterioare. Cine este de acord? Unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind revocarea articolului numărul 2 din hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 170 din 20.12.2018. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. 17. Deci e o greșeală care nu s-a corectat. Iertați-mă. 2017. Deci, mai sunt discuții pe punctul ăsta? E vorba de Vila Rândunica și de corectarea celor. Avizul comisiilor. Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de polițiștii locali din aparatul de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Dacă sunt discuții.
Comisiei. Este discuție, avizul comisiilor. Favorabil. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Se abțin. Se abțin în consiliere. 3. 4. Și eu. Domnul Mălaru. Acum, scuzați, se întârziere. Da. S-a votat proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formate de polițiști locali. Cum vă exprimați punctul de vedere? Cum votați, Ali? Bine. Pentru... Am lăsat prin plângere, da. Potem. Împotrivă. Deci 4 e împotrivă. Nu ce-o lucrez. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar. Inițiator Gheorghe Vașe, primarul orașului. Asta e o formalitate. Avizul comisiilor. Este o formalitate cu bani de la bugetul local. Da, asta e o formalitate, este legală. Este legală. Da, este legal. Care trebuie să o votăm. Nu. Da. Deci avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea gradului de realizare a listei obiectivelor de investiții pe anul financiar 2017 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local. Inițiator Gheorghe Bace, primarul orașului. Sunt discuții? Doar câteva precizări pentru cei care urmăresc materialul filmat. Am vorbit aseară în comisii. Aceste obiective de investiții, practic, au fost realizate parțial sau în totalitate de vechea conducere. Noi nu am făcut decât să achităm lucrările respective. Cu penalități, cu minusurile de rigoare. Eu mi-aș dori să ajungem să ne achităm toate datorile și să încercăm să avem și noi o realizare, o investiție făcută la Stării Moldova, pentru că, din păcate, această situație financiară în care suntem ne-a dus în situația că nu putem să avem o viziune de dezvoltare. Vă mulțumesc. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al OAT Oraș Slănic Moldova la data de 31.12.2017. Inițiator Gheorghe Vaceu, primarul orașului. Dacă sunt discuții. Avizul comisiilor. Favorabil. 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 Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind reglementarea activității agenților economici de pe raza administrativ-teritorială a orașului Slănic Moldova și a procedurii de eliberare a autorizației de funcționare și profil de activitate, precum și autorizației de amplasare și profil de activitate. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Încurajăm întreprinzătorii să vină să-și desfășoare activitatea în spațiile și în locurile permise și vă asigurăm de tot suportul nostru. Avem mare nevoie să dezvoltăm pentru turiști, pentru vizitatori, anumite activități comerciale și, bineînțeles, avem și noi mare nevoie de resurse financiare, pentru că aceste activități se fac cu închirieri de terenuri, care înseamnă venituri suplimentare la bugetul local. Pentru dumneavoastră am trecut și în raport, dar poate că raportul nu are 36 de pagini și este 26
6 de pagini, scuze, și este stufos. Anul trecut am încasat aproximativ 49.000 și ceva de ron din această activitate. Sunt bani foarte buni în condițiile în care noi suntem într-o situație financiară așa cum sunt. Avizul comisiilor, favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de aderare a Comunei Asău la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Montpesa. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da, pentru o mai bună cunoaștere, suntem 7 localități în acest moment în această asociație. Municipiul Moinești, orașele Dărmănești, Târgu Ocna, Sălii, Moldova și comunele Măgirești, Zemeș și Dofteana. Comuna Asău este a 8-a administrație publică al 8-lea UAT care a cerut și noi sperăm ca să vină cât mai multe primării în această asociație, pentru că avem niște proiecte foarte frumoase, niște proiecte de dezvoltare. Deja asociația are un director executiv, deja are niște planuri pe termen scurt și mediu și inclusiv în ultima ședință la care am participat s-a discutat de o strategie a acestei asociații. Strategie care vizează în principal dezvoltarea turistică a zonei într-o abordare de zonă. Nu vreau să dau curs comentariilor că noi dăm prioritate la Moinești față de Sălii, Moldova. Sigur că fiecare poate și are interesul lui în acest proiect. Nu înseamnă că un proiect care exclude o comună, spre exemplu, din proiectul respectiv, înseamnă că neglijează. Noi avem neglijează comuna respectivă. Noi avem o solidaritate în acest sens și ne-am hotărât că, indiferent de culoarea politică, indiferent de alte aspecte istorice, de dispute între localități, pe diferite teme, să încercăm să punem pe o linie de dezvoltare zonală. Și vă asigur că acest lucru se va întâmpla și proiectele de turism, proiectele de economie circulară, deja la ultima ședință s-a discutat de un cluster de dezvoltare a zonei, știți foarte bine, clusterele sunt finanțate pe programul Junckers, și nu trebuie să stăm cu mâna întinsă la alte culoare de finanțare. Avem oportunitatea să atragem fonduri care să dezvolte sustenabil localitățile noastre. Și îmi doresc ca foarte repede acest lucru să se întâmple. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul UAT Oraș Slănic Moldova prin Consiliul Local Slănic Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău prin Ocolul Silvic Târgu Ocna. Aici este de precizat faptul că suntem în al doilea an. Anul trecut a fost prima etapă de contract. Avem obligația ca această împădurire, această plantație pe care am realizat-o de 5 hectare de la Cireșoaia să fie dată în administrarea unei entități conform legislației în vigoare, Ocol Silvic privat de stat sau altele. Și mai avem încă o parte de pădure pe lângă pârtie. Sigur, asta ne costă aproximativ 1200 de lei pe an, dar fără garanția că această pădure va fi păzită, nu putem să... Noi nu avem la primărie resursa umană necesară sau chiar dacă am avea o infrastructură, legislația nu permite ca persoane neautorizate, care nu cunosc reglementările silvice, să facă acest lucru. Respectiv, este oarecum natural. Este Ocol Silvic de stat. Nu avem alte interese ascunse. Avizul comisiilor?
Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual pentru acțiunile sau lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă la acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform legii numărul 416 pe 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2018. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Am discutat ieri în comisii, încercăm să folosim resursa, această resursă externă și aleatorie. Practic cei care au ore de muncă vin nu în fiecare zi. Am spus și pentru cetățeni, majoritatea spun că să-i punem la treabă, să-i punem, eu îi asigur că fără a îndeplini orele de muncă, nicio persoană de la ajutor social nu primește ajutorul social. Avem reglementat acest lucru, lucrăm prin echipele de la UtilPrest, avem coordonator, avem pontaj, avem toate aceste lucruri puse la punct, inclusiv, știți foarte bine, de anul trecut, de când am adus practic această forță de muncă, să-i spun, sub coordonarea noastră, am dotat cu veste portocalii, respectiv, când o să vedeți pe stradă. Lucrători cu veste portocalii vor fi de la 416, de la ajutorul social. Când îi vedeți cu veste verzi, atunci sunt de la firmele noastre de utilități, tocmai ca să avem și această deosebire și când treci să ai un control cât de cât asupra acestor persoane. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea reducerei la plata taxei de salubrizare mediu pentru persoanele ce îndeplinesc condițiile prevăzute de hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 164 din 20 a 12 a 2017. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da. Este vorba de un număr de 7 persoane care au făcut solicitare și se încadrează. Pentru dumneavoastră, venitul minim, venitul de la care se acordă acest ajutor este 598 de RON. Adică, cel care are venituri mai mici de 598 de RON, proporțional cu diferența de veniți, este o formulă și facem aceste reduceri. Respectiv, este normal să banii aceștia noi îi punem de la bugetul local. Rețineți, deci diferența de la taxa de salubritate corespunzătoare acestor persoane până la contribuția dumnealor, această diferență o punem de la bugetul local. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între UAT Slănic Moldova prin Serviciul Public de Asistență Socială și Congregația Surorilor Providenței Iași, în vederea îmbunătățirii și armonizării practicilor și metodelor de intervenție pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da. Profit de această ocazie și le mulțumesc surorilor de la Congregația Surorilor Providențe pentru efortul pe care îl fac, efort voluntar și de foarte multe ori cu resurse foarte puține. Și vă încurajez, așa cum domnul Ababei, președintele Consiliului de Administrație de la societățile din subordinea noastră își donează lunar indemnizația dumneavoastră de pe care o primește de 750 de lei aproximativ, o donează integral Congregației Surorilor Providenței și alte persoane care contribuim la susținerea acestei asociații. Vă încurajez să vizitați în primul rând, să mergeți, v-am mai invitat cu anumite ocazii și
să vedeți ce activitate frumoasă se desfășoară acolo. 26 de copii zilnic se duc și își fac temele acolo, mănâncă, se joacă în mediu sănătos și într-un mediu, în care ne dorim cu toții ca acești copii să crească. Și există și centru de îngrijire la domiciliu. Peste 60 de bătrâni sunt vizitați săptămânal și mulți dintre ei sunt duși la medic pentru investigații medicale sau li se oferă tratamente. Am avut în planul meu și în luna martie, la început, am fost personal cu echipa de asistență de îngrijire la domiciliu și asistență medicală și am văzut cât de greu duc acești bătrâni și câtă nevoie au de acest tratament, de multe ori și de o vorbă bună. Și le mulțumesc și asigur de suportul meu și al echipei, în așa fel încât să avem cât mai multe asociații, cât mai mult suport extern. Dați seama cât plus aduc aceste acțiuni și nu este un plus pentru capital politic, este un plus pentru comunitatea noastră pe care noi de la primărie nu putem să-l asigurăm și nici structurile de medicale sau de îngrijire existente în zonă nu au posibilitatea să-l asigure. Le mulțumesc încă o dată și asigur de tot sprijinul lor. Avizul comisiilor. Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul 12 iese de pe ordinea de zi. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea masterplanului actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da. Masterplanul a fost aprobat de ADIP în ședința de acum 2 săptămâni la care am participat. Sălim Moldova are cuprinse investițiile de care am avea nevoie să asigurăm o rețea de apă corespunzătoare și o apă de calitate și, bineînțeles, apa uzate, tratarea apei uzate. Din păcate, la capitolul finanțare, sunt multe comune care au finanțare de la pe POIM, pe Programul Operațional Infrastructură Mare, Sălim Moldova și încă câteva localități sunt trecute la surse de finanțare neidentificate, respectiv. Noi, eu vă rog să aprobăm acest master plan, pentru că fără el noi nu putem să facem alte proiecte, pentru că ele se duc de sus în jos, în sensul în care trebuie să fie prins în master planul județului ca să poți face proiecte mai jos. Adică noi dacă facem un proiect, trebuie să urmărim acest master plan. Din păcate, nu avem surse de finanțare deocamdată. O să identificăm, să vedem cum putem, măcar pe partea de apă, să încercăm să îmbunătățim calitatea și condițiile de distribuire a apei potabile. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării a către un punct fructifer primilor 100 de cetățeni care au achitat datoriile către bugetul local al orașului Slănic Moldova pe anul 2018. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da, este o acțiune care se practică și în alte localități. Nu este... Nu vreau să-mi atribui eu ideea acestei acțiuni, dar este o formă de respect pentru cetățenii care vin și își plătesc impozitele și încurajăm și pe ceilalți. O să încercăm să permanentizăm această acțiune. Este vorba de 100 de pomi fructiferi în valoare de aproximativ 1500 de lei. Noi am trecut în buget 2000 de lei ca să fim acoperitori, pentru că se face o selecție de furnizori și să vedem cu rădăcină liberă, cu pământ, cum o să vină acești pomi fructiferi. Ne-am gândit să fie o treime cireș, o treime per și o treime mer și vor fi distribuiți în funcție de lista pe care am propus-o.
În listă sunt 160 ceva de persoane, pentru că este posibil ca dintre persoanele din prime 100 să nu cineva să refuze sau sunt persoane din alte localități. O să-i căutăm și dacă nu, o să încercăm să vedem, ori trecem la numărul următor, ori o să-l plantăm pe raza localității, că asta este regula, nu luăm pomul fructifer și-l ducem în altă parte. Și eu vă rog să aprobați, pentru că este o formă cumva de apreciere a oamenilor care vin și își plătesc taxele și impozitele la timp. Dacă îmi permiteți o paranteză, am o mică livadă și am experimentat o mulțime de pomi în această zonă. Pomi fructifere. Cireșul nu se potrivește pentru zona noastră, se potrivește în schimb mărul Ionatan, merge cel mai bine, prunul Stanley, nici măcar acei pruni getodaci pe care i-au slăncenii nu mai merg în zonă. Perjul. Nu mai funcționează de mult, de câțiva ani de zile nu mai produce. Deci ar fi bine să vă orientați pentru mere, Ionatan, pentru Stanley, prun, nuci, eventual că ăștia merg în această zonă. Mulțumesc. Acum, n-am vrut neapărat să epatez așa, dar vă spun că m-am consultat cu specialiști. Deci este vorba de firma Iurta, care este cel mai mare producător. Și spune că aici, în orice zonă de munte, merg cireșii târzii, deci nu merg cireșii timpurii. Dacă punem un cireș de mai, sigur nu o să se prindă datorită riscului de îngheț. Dar cireșii târzii și pet de toamnă. Respectiv, toate fructele timpurii prezintă riscuri de genul de care ați enumerat dumneavoastră. Eu zic să încercăm și dacă specialiștii spun că noi suntem într-o zonă în care este recomandat copacul respectiv, așa că pentru... Deci și Sârca este acum consultat. Sârca este un producător mare de puieți. Sunt trei producători. Nu îi luăm de pe marginea drumului și încercăm să îi luăm prin consultare cu specialiști. Nu de la market cine știe adus de prin nu știu ce țară mediteraneană sau... Da? Vă asigurăm de acest lucru. Dacă cireșii nu vor avea succes, mă gândesc să-i plantăm undeva grupat și să ne amintim primăvara de Japonia. Dar mai bine ar fi să-i... Înfloreze. Mă rog, doctor. E vorba de... Dacă vor fi refuzați. Eu zic să încercăm anul acesta. Om vedea, dacă vreți, vă dau o informare. Eu aș vrea să aprobați suma de 2000 de lei. Nu este o sumă foarte mare. Și este o formă de respect pentru cetățenii noștri, da? Avizul comisiei. Favorabil. 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 Cine este pentru? De la punctul 15 până la punctul 28 avem, știți, discuțiile de aseară din comisii. Până aici, dacă îmi permiteți, domnul președinte, să vă spun că am luat act de propunere dumneavoastră de ieri. În principal a domnului Catințașu Sergiu. Aș vrea să vă spun din start, asta nu înseamnă că nu veți face propunerea astăzi ca anumite categorii să fie scutite. Ați fost aseară, m-am bucurat să vă văd aseară în teren, analizând aceste fotografii cu terenul. Și v-am întâlnit surprinzător, trei consilieri erau și analizau un spațiu. Spune, domnul primar, ce are spațiul ăsta? Păi uite, dacă dă puțin vară acolo și mai pune două de asta, noi suntem mulțumiți. Aceste spații comerciale trebuie să arate și hotelul și clădiri trebuie să arate cât de cât estetic. Pentru estetica orașului. Și ca să vină în întâmpinarea propunerilor dumneavoastră, proiectul de hotărâre sună așa. Încă 60 de zile din momentul acesta, respectiv până la sfârșitul lunii mai, aceste persoane, dacă își renovează, își rezolvă problemele, având în vedere că am trecut și o iarnă mai târziu așa, nu, vreau să vă mulțumesc. Bun, atunci facem o paranteză. Mulțumesc Poliției Naționale și Jandarmeriei. Este normal ca să participați.
nu neapărat pentru informare, ci pentru faptul că eu m-am inspirat de la alte primării unde acest lucru se întâmplă. Există o probabilitate ca ai noștri consilieri să vă întrebe ceva, să dumneavoastră să vă întrebe din punct de vedere, luăm decizii referitor. Astăzi nu a fost cazul. A fost doar, sunteți la proximitate, sigur, și surorile fac și treaba asta de sprijin. Și vă mulțumesc, transmiteți conducerea dumneavoastră mulțumiri și vă încurajez să veniți la ședințele noastre, aveți ocazia să, avem ocazia să conlucrăm mai bine. Da? Mulțumim. O zi bună. Și eu mulțumesc. Da. Vă spuneam că în proiectul de hotărâre față de comisii de ieri este trecută această precizare că dacă în timp de 60 de zile, din acest moment respectiv, până la 30 mai, aceste clădiri vor, acești proprietari de clădiri vor veni să facă dovada că și-au rezolvat problema, vor fi scutiți 100% de penalitatea pe întregul an. Și vă propun această formulă ca să încercăm să, dar cu siguranță, pentru anul viitor, o să, deja am invitat comisiile să facă parte din această echipă de inventariere a clădirilor și terenurilor părăginite, pentru că noi ne dorim ca cel puțin de la Pârâu Stroiu la deal, unde este zonă de pensiune, unde este zonă de stațiune, de ce nu pe toată Valea Stricului, da? Să nu avem asemenea clădiri inestetice și terenurile, cel puțin alea de la stradă, să fie întreținute. Nu o să mergem pe fundul unui pârâu să vedem dacă un gard este estetic sau nu, dar trebuie să luăm măsuri și pentru cetățenii noștri să știe că anul trecut impostul a fost 100% doar, adică nu a fost foarte mult, dar anul acesta ne-am dus la maxim pentru că sunt proprietari de hoteluri, de clădiri principal, care nu au luat nicio măsură. Ba mai mult, clădirile sunt într-o stare și de nesiguranță din perspectiva limitării accesului. Vă dau un exemplu. Hotelul restaurant Cerdac. Da? Acolo poate să intre oricine, nu este un gard de împrejmuire care să limiteze accesul. Au început să cadă cărămizi, poate oricând sticle sparte, oricând poate să cadă o țiglă. Nu putem să stăm la infinit în această stare de latență. Și vă rog să luați caz cu caz. Acelea pe care dumneavoastră le-ați propus de ieri, puteți să le propuneți și colegii vor spune dacă sunt de acord să le scoatem de pe listă. Dar pentru toate cazurile rămân 60 de zile la dispoziție să își reglementeze situația. Da, este foarte bine cum v-ați gândit să amânăm proiectul de lege. Pentru că așa... Nu-l amânăm. Deci hotărârea pe care o amânăm, timpul în care... Timpul. Deci nu amânăm. Deci astăzi aprobăm. Noi mai notificăm o dată prin HCR-ul pe care l-a aprobat astăzi și le mai dăm încă 60 de zile termen. Aprilie cel mai probabil o să poată zugrăvi și repara, mai cel mai probabil se poate repara. Și dacă mai întârzi, atunci o să punem formula... Prin asta poate îi conștientizăm și pe ceilalți care nu au grijă de șanțuri, de grădini, de la stradă și atunci o să... Dacă îmi permite să vin la o altă variantă, sunt multe puncte, sunt 14, le-am numărat. Aceste 14 puncte mi-ar lua foarte mult timp. Eu mă gândesc în felul următor. Aici suntem consilieri de toate culorile politice. Oamenii ne-au ales pentru ei, nu împotriva lor. Asta este ideea, de fapt. Rugămintea mea e să vă gândiți cu mare atenție. Mă gândesc că aceste lucruri pot fi rezolvate și altfel. Domnul Catrințaș a lansat o idee. Domnul primar, se pare că și dânsul parcă ar înscrie la această idee. Și anume, e primăvară. Deci prima acțiune ar putea fi făcută de viceprimarul localității, care este și gospodar și care îi se poate întări și poziția cu această ocazie, dacă va umbla din gospodărie în gospodărie și o să-i spună omului, îndreaptă-ți gardul, vopsește-ți peretele, fă-ți șanță. Dați-mi voie. Bine. Asta este o idee. Nu e obiectul discuției noastre. Asta este o idee. O altă idee. Pentru persoanele care nu sunt în localitate, li se pot da adrese. Pentru răivoitori se pot aplica pedepse. Răuvoitor, să zicem că este cel la care cad cărămizile din fața cimitirului. Deci aceste lucruri pot fi rezolvate altfel decât printr-o impozitare uriașă, aș putea spune.
Gândiți-vă că oamenii sunt săraci. Acești oameni sunt și agenți economici, și mai mari și mai mici, sunt și cetățeni necăjiți, sunt și bătrâni și așa mai departe. Deci PSD ALDE, noi ne-am sfătuit și am hotărât să votăm împotrivă și să vă rugăm, dacă există, știu, această înțelegere din partea tuturor, să amânați cele 14 puncte pentru septembrie. Să vedem ce se întâmplă. Bun, cu este variantele un, este un punct de vedere. Putem să, pot să vă explic și un alt punct de vedere? Sigur că. Ca mine și ca alții, sunt oameni care au investit, sunt oameni ca să facă o afacere în Stălic Moldova, sunt oameni care țin 10, 15, 20 de locuri de muncă și care, care depind de modul cum arată această stațiune, dacă vin sau nu vin turiștii. Deci nu este tot una dacă gardurile cad, fațadele se desprind, într-o mizerie șobolane circul liber, sau dacă noi arătăm ca o localitate curată, îngrijită, bine administrată. Povestea asta pe care o povestiți dumneavoastră aici cu că să fim buni și asta seamănă idioțenie, mă scuzați, domnule. Deci, există o legislație, am mai spus și ieri, care ne permite să, doar noi nu-i facem nimic. Îl avertizăm. I-am dat 60 de zile. Face sau nu face ceva? Nu face, plătește. Poate sunt oameni care acceptă să plătească. Dar nu putem să stăm în mizerie, să alungăm turismul de aici, în virtutea unor principii care nu, îmi cer scuze, nu vreau să le mai clarific. Da? Domnul consilier. În afară de asta, nici nu e vorba de locatare, de locuitorii din satele de la Vare. E vorba de agenții economici, de la, din zona de pensiuni, de la, cum se cheamă? Stroiul. Și până la chepe. N-ați înțeles ideea. Deci de ce nu declanșăm, spre exemplu, o lună, luna... Ce să facă domnul viceprimar? Să ducă să-i învăluiască? Nu, domnul, să-i atragă atenția. Deci domnul i-a trimis hârtii. Și dumneavoastră doriți ca stațiunea să fie frumoasă și eu doresc. Este, nu cred că există om aici care să nu dorească lucrul ăsta. Haideți să facem o acțiune în favoarea oamenilor. Nu împotriva oamenilor. Numai puțin, numai puțin. Așa le aveți noastră în favoarea oamenilor, dar nu le aveți de fapt. În această propunere, nu știu dacă sunt două persoane fizice, toate celelalte sunt firme și sunt firme care, vă dau un exemplu, în ziarul Deșteptare a apărut centrul stațiunii Stănii Moldova cu o fotografie a unui proprietar privat, a unei clădiri neîngrijite. Am epuizat etapele, am trimis anul trecut în octombrie notificări, am trimis anul acesta notificări, le mai dăm 60 de zile acum, respectiv. Nu, să nu credeți că suntem la prima, ocazie cu care îi atenționăm. Dar domnilor consilieri, cât o să mai dureze acest lucru? Fără măsuri de constrângere, noi nu vom reuși cu duhul blândeții. Ce să facă domnul? Da, în plus... Ce discutăm noi acum este valabil în toată lumea. Deci nu este o invenție la Stănic Moldova, nu este o invenție în România, este valabil în toată lumea civilizată. Dacă nu îți repari fațada, în orice țară din lumea asta te afli, plătești de te usuci. Dacă nu îți repari gardul, dacă. Deci nu se poate, altfel ne mănâncă șobolani și aruncăm gunoaiele toți în fața șanțului. Da, eu vă rog să aprobați în această formă și vă promit că săptămâna viitoare vor pleca notificările către dumnealor întărite de hotărârea de Consiliul Local, respectiv până acum noi i-am rugat cu frumosul, cum spuneți dumneavoastră. Da? Noi mai avem varianta să punem amendă pe mediu, dar dumnealor o contestă pentru că pe mediu trebuie să poluezi. Pe mediu nu are legătură cu estetica, pe mediu nu are legătură cu zugrăveala, are legătură cu faptul că el poluează. Și atunci, bineînțeles, la prima instanță, el câștigă și noi nu facem decât să ne cheltuim timpul și resursele în modul acesta. Dacă dumneavoastră veți fi de acord, sigur că noi ne vom duce la cetățeni, Rigole și ce ne-a spus domnul consilier, este o altă treabă. Și mergem acasă la ei, îi ajutăm, îi conștientizăm pe Valea Stănicului să fie frumos, dar noi ne referim acum la... Uite, dacă vreți, scoateți toate persoane fizice din aceste, că sunt punctate separat. Da? Bun, vă rugăm, domnule. Vreau să... Dar, scuze, mai atât. Nu așa ajutăm noi orașul, nu așa ajutăm agenții economici, cetățenii. Vreau... Menținând dezordinea
Mizeria, dezorganizarea. Ăsta nu e ajutor. Ăsta e un comunism infect, moștenit, prostesc. Noi trebuie să facem ordine, curățenie, ca să fim primitori, că de asta depinde toată localitatea. Scuze. Vreau să mă înscriu și eu la cuvânt. Vreau să invit alianța PSD-ALDE. Noi împreună, adică o parte din consilierii PNL, ne mobilizăm să, împreună cu Asociația Prietenii Zlănicului, să facem curat pe toată Valea Zlănicului, adică să strângem peturi. Și v-aș invita și pe dumneavoastră să participați. Dacă... Păi haideți, e foarte bună propunerea. Da. Haideți sau să mergeți dumneavoastră luna cu vicine primar, deci, la cetățenii. Deci o lună înfrumusețări orașului. Nu, vreau doar... Poarta de intrare în Slănic Moldova este Cireșoaia. Deci de la Cireșoaia și până la Slănic trebuie gardurile aliniate, văruite, vopsite, deci, șanțuri, peturi și așa mai departe. Sunt de acord cu propunerea pe care Slănicului... Dar haideți să o facem într-o altă manieră. Asta este varianta. Dar ce avem noi pe ordinea de zi cu totul altceva, domnule? Asta vă explic eu. Impozitarea aia deranjează, domnule. Dar e pentru agenții economici, domnule. Dar agenții economici nu sunt din Slănic Moldova. Unii sunt mai mici, alții sunt mai mari. Cum ar fi să-l impozitez pe agentul nu știu care, care de-abia tânăște, știu, activitatea? Dar de ce ține spațiul ăla cu șobolanul? Dacă îi se atrage atenția, poate că îl pune la punct. Dar îi s-a atras până acum atât. Și mai au 60 de zile. Asta e numai pentru că se filmează ca să apară. Dacă ele sunt trecute separat, de ce să nu le luați separat? Și acolo unde dumneavoastră aveți un argument, domnul consilier, ne oprim, îl prezentați și consilierii își spun punctul de vedere. Nu cred că domnul Cotescu, consilier Cotescu, are cunoștință de fiecare punct. Bun, haideți să ia la general. Ceea ce este foarte rău. Bun, facem oamenii gardului, vopsește casa, învelește grari, deci facem cu autorizație. A zis așa că dacă modifică gardul sau face, poate autorizație. Dacă vedește gardul, da, poate autorizație, deci, nu l-ajută pe om. Nu ajungem, aș vrea să nu amestecăm lucrurile. Propunerea asta nu se referă la garduri. Dar am zis că gardul, facem garduri. Nu, am spus că peste propunerea asta, anul acesta, nicio persoană, nicio casă și niciun bloc nu este prins în aceste, adică să nu, să, sunt, este o casă, o singură casă la, mai la vale de pensiunea Montana, pe lângă, mai sus de pensiunea Montana, da, o casă, persoană, probabil de persoană fizică, o să ajungem la ea și cred că este un teren. Dar toți ceilalți cetățeni care, într-un fel sau altul, ar fi meritat să fie notificați, cum spune domnul Ocotescu de la Cireșoaia sau la blocurile de la Slănic, dacă ne uităm pe acoperișurile blocurile sau pe fațade, arată că nu au fost. Planul nostru este acum să acționăm la ăștia mari, cum este, repet, Cerdacul este o bulină neagră pe estetica Slănicului, da? Și alte clădiri. Și anul acesta îi vom notifica, ne vom duce și la ei acasă, la cei pe care îi enumerați dumneavoastră. Și dacă, la sfârșitul anului, concluzia este că cetățenii nu au bani să-și facă gardă. Asta am zis că să înceapă din pripă să facă până păi din pripă înseamnă, din pripă înseamnă că am început de aproape un an. Dar să știi că nu mai plătește autoritate, s-a apucă deci, omul să face gardă, să face... Dumneavoastră știți că toți acești, toți cei de pe lista asta au fost notificați și anul trecut când a fost 100% impozitul. Adică ce înseamnă pripă? Înseamnă 2 ani de zile? Cât de în pripă este termenul? Nu, dar să știi că dacă nu măriți... Bun, dumneavoastră vă duceți în colegiul dumneavoastră, da, unde sunteți. Asigurați-vă că niciun cetățean nu are impozitul mărit anul acesta, dar v-aș ruga, ce spunea domnul consilier, să fiți solidar cu noi, să îi ajutăm, să îi convingem, unde nu se poate, prin absurd, că nu are bani de niște scânduri de lemn, că capul de lemn este foarte bun. Îl dai cu un baiț, acum sunt baițuri și este și estetic și frumos. Nu trebuie să punem tablele alea, care parcă suntem nu știu unde, cu gardul ăla din tablă. Nu este cazul cetățenilor de pe Valea Stănicului. Nu vreau să amestecăm această ședință, ca cei care văd materialul filmat să trăiască cu impresia că eu am propus să-i amendăm pe cetățeni. Nu, eu am întrebat să știi ce am făcut. Deci, domnul Ionel. În sală sunt oameni răi și oameni buni. Totdeauna oamenii buni, care n-au făcut nimic și care au adus localitatea în stare de ăsta, ei par, joacă piesa de oameni buni. Ăștia nu sunt oameni buni, sunt impostori. Bun, această decizie se referă de la Râul Stroiu la deal,
Da? Deci nu mai la vale și de acolo la deal sunt doar câteva persoane fizice, dacă vreți să le scoateți, eu nu am o problemă. Haideți să luăm caz cu caz, că am mai discutat și el încă o jumătate de oră. Acum, din cauza că se filmează, au apărut petardele publicitare aici. Urmează campanie electorală, oamenii sunt ocupați. Domnul primar, vreau să vă spun și eu două cuvinte. În primul rând, domnul consilier, știți că noi trebuie să stăim Moldova de ani de zile, că suntem mai în vârstă totuși, că suntem, avem o vârstă peste 50 de ani, să fim bine sănătoși. Înainte de 89, mă refer de înainte de Revoluție, fiecare cetățean avea dreptul, adică dreptul, avea conștiința și făcea cu domnule curățenie fiecare parte, bucățică în parte, fața lui făcea curățenie șanțul de sfunda. Și era cum un deputat, că așa se putea pe vremuri. Era deputat, spunea, băi, ce e pe strada asta? Putare. Hai la treabă, faceți până primăvara. Până în toamnă domnul se făcea curățenie. Deci om trebuie să aibă conștiință că trebuie să facă curățenie, în primul rând, să fii conștiincios. Nu să vină primăria sau să vină orice firmă să-i facă nouă garduri, să-i facă. Domnule, nu, nimeni nu spune că gata, cere autorizație pentru un gard. Nu, să-i spun chestia asta. Problema este, dați-mi voi, domnul consilier, vreau frumos. Problema este infermător. Domnule, dacă ai gard, ai stâlpi, schimb dețul, cei materii, autorizații de construcții, până în prezența cineva a făcut gardul din piatră, gardul din forjate. Cineva a cerut adosă de construct fără să-mi întrebă. Nu, noi vrem să ne înțelegem omenește. Domnule, fiecare să-și facă. Noi ducem vestea la oameni să face fiecare să-și facă garduri, să-și facă casa, prima posibilităților. Băi, dă-i un var, mai faci un pic gardul, mai ai cu tare. Nu neapărat obligator să obligăm omul, dar trebuie să, din propria conștiință, da, domnule, înainte cum era, fiecare făcea domnule treaba. Și era, stațiunea era curățenie și aveam peste 7.000 de pacienți. Nu era din propria conștiință, domnul Comandant. Mai era și chestia cu... Trecea secretarul cu probleme, nu știu care, pe stradă, se oprea și îi spunea, primarule, dar era ordine și disciplină, dacă peste o săptămână am trecut și tot la fel, dar era ordine și disciplină. Te duci și-ți cauți serviciu. Zicem și noi oamenii, că așa trebuie să facem. Nu că acum trebuie să... Excesul de democrație nu este... Trebuie să așteptăm toți la primărie, știți? Hai că primă. Acum, haideți să transmitem un mesaj cetățenilor. Deci niciun cetățean care își repară gardul sau își face ceva, nu-i trebuie autorizație. Dacă respectă forma și... Că la noi ieși tu cu gardul în stradă, e o modă și el imediat. Doi, nu este vorba în această ședință despre cetățenii de pe Valea Sănicul de gardurile și de casele lor. Este vorba de proprietarii de hoteluri, pensiuni din spații comerciale de la parterul blocurilor din stațiune. Am fost aseară și le spun, măi băieți, ce-i trebuie lui ăsta? O găleată de var și o cârpă să șteargă geamurile alea acolo, la spațiu comercial. Că au rămas toată istoria de campanie. Când trece cetățeanul la plimbare pe strada Ștefan cel Mare, nu-i corect să vadă un spațiu comercial. Nu-i treaba mea dacă funcționează sau nu. Parcă am fi la grădiniță, acum discutăm de ABC-ul unor principii care nu le-am descoperit noi acum, le-au descoperit. Trebuie să facem o comparație. Doamna Firea a pus ăsta la București de un an de zile și nu s-a răscolit nimeni. Și diferența să ținea să Moldova și Sovata, că e peste deal. Da, bun. Acolo fiecare om e conștiincios și face treaba. Hai să vedem punct cu punct și... Dar nu mai e nevoie, că s-a amânat cu... Nu, nu, 60 de zile, bă, da, am înțeles. N-ai înțeles. Numărul 15, da? Vă rog. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sănic, Moldova, strada Ștefan cel Mare, numărul 8, parter, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. E vorba de SC Entertainment SRL. Deci este o societate comercială, are foarte puțin de lucru să-și acolo pe colț la intrarea spre creșă. Da? Pe colț trebuie să-și curețe acolo, să-și zugrăvească și dacă în două luni de zile face acest lucru, nu va plăti niciun leu. Nu e ala. Moldocomul este... Mai departe. Este puțin mai sus. În același bloc, da, și... Parterul blocului 8, da? Îl știți cu toți. 18. 18, părere. 8. 8. 8. Nu mai e pe niciun loc. Da? Așa e pe ei. Mai mulți. Bun, dar au 60 de zile și unii au probleme minori, alții au probleme mai astea. Eu cred că și în două zile, dacă te pui, dai un var acolo. Doamne, nu o să dea în aprilie, că e Paște, nu știu ce, să dea mai. 60 de zile este suficient, pentru că începe sezonul în iunie, măcar în sezonul de anul acesta să
să... Da, haideți să înaintăm, că e clar, că pierdem timpul. Păi, avizul comisiilor? Favorabil. Doamna Tudorea, favorabil. Cine este pentru? Eu sunt, că și eu am spațiu comercial și vă răsc în fiecare an. Bravo, apreciez. Foarte frumos. Da, așa trebuie, că altfel nu mai vin turiști la noi, domnule. Potriva? Potriva. Domnul Iorean. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sănic, Moldova, strada Nicolae Vălcescu, numărul 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Inițiator, Gheorghe Baciu, primarul orașului. Deci această clădire este, aparține unei, unei persoane fizice din București, strada Căpâlna, bloc 14 cu 17. Și este situată, o vedeți în poze, când vii la deal, vezi cum arată această clădire. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă, da? Împotrivă, da. La toate punctele, ca să nu mai... Păi atunci. Nu vă mai întreb. Ei, dreptul lor, au primit un telefon, asta e viața, na. Dar nu stăm aici toți să pierdem timpul de pomană. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sănic, Moldova, strada Nicolae Vălcescu, numărul 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Inițiator, Gheorghe Baciu. Este vorba de grupuri de clădiri din spatele maestoasei piețe de la Sănic, Moldova, pentru care încă plătim credit. Care a fost făcută din credit și încă plătim banii pentru această clădire. Acolo noi avem un spațiu pe care l-am propus și noi să-l renovăm foarte rapid. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sănic, Moldova, strada Nicolae Vălcescu, numărul 59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijite. Inițiator, Gheorghe Baciu, primarul orașului. Aici era oare? Unde erau, domnul consilier Catința? Și aici era observația? Nu? 59. 99. Vândut terenul de alături unde s-a construit o casă. Este lângă casa aia nouă. Identificat avizul comisiilor. Favorabil. 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 Cine este pentru? Aceeași situație. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sănic, Moldova, strada Nicolae Vălcescu, numărul 99, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Inițiator, Gheorghe Baciu, primarul orașului. Aici era observația, pentru că cetățeanul, mai mult de 3 sferturi de casă, deja și-a renovat-o, cumpărând o casă bătrânească. Dar dacă pentru 60 de zile, se poate. Nu, deci, o lăsăm. 60 de zile va fi... Da. Da. Deci, nu-i cazul să... Toate, deci toate propunerile includ ca în 60 de zile, dacă le renovează, 30 mai, nu va plăti niciun... Nici o penalitate, nici o suplimentare de impozit. Da. Da? Bun. Adică suplimentarea va începe din 30 mai, da? Dacă nu se aplică. La 1 iunie. Dacă tu dai până la data aceea, dar își fac ceea ce au de făcut. Mai, în 31. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Sănic, Moldova, strada Vasile Alexandrin, numărul 10, ca urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan neîngrijit. Condițiile astea e vorba de un teren intravilan neîngrijit, cu vegetație pe el, da. Total neîngrijit. Moștenitor Stănescu. Da, sunt mai mulți proprietari acolo. Eu am și vorbit la telefon cu unul din ei, domnule, să facem. Mergeți la firma noastră de utilități și... Comandați. Înțelegeți-vă și rezolvați-vă problema. Nu este
Noi suntem, nu avem să îngrijim spațiile primăriei, da, păi să, din bugetul nostru să îngrijim spațiile. Da. Societatea noastră face activități de genul ăsta, deci oricine poate apela la serviciile lor. Sigur, și le întreține spațiul. Deci da, e valabil și pentru el, are 60 zile la dispoziție, da, să-și curățe. Avizul comisiilor? Favorabil. Deci, favorabil. Favorabil, cine este pentru? Punctul 21. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Slănic Moldova, Nicolae Bălcescu, numărul 90, ca urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan neîngrijit. Da. Discuții pe punctul ăsta? Sunt notificați? Sunt... Bun. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul 22. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Slănic Moldova, strada Vasile Alexandrii, lângă Vila CFR, ca urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan neîngrijit. Are arată chiar foarte rău. Da, deja am fost contactat de persoană și a spus că rezolvă problema, dar dacă se încadrează în 60 de zile, noi facem un proces verbal și vom rezolva. Dacă copacii aia trec de 7 cm diametru, trebuie marcați de ocolo silvii. Deci sunt soluții. Bun. Avizul comisiilor. Favorabil. 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 Cine este pentru? Punctul 23. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Slănic Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Scuze, numai o mențiune vreau să fac. Că m-am agitat. Una din chestiile bune pe care le-a făcut fosta administrație sau fostul primar Cerban a fost exact asta, că a dărâmat clădirile care erau într-o stare nenorocită la deal aici, lângă Vila CFR, clădirea Poștei și alte, că altfel și acum am fi fost cu niște nenorociri acolo, da? I-a somat de câteva ori, n-au plătit și le-a dărâmat clădirile. Deci așa se face administrație, domnul Cotescu, dacă vrei să faci ordine pentru locuitorii ceilalți. Nu discutând panseluțe. Fiecare cuvine a lui, domnul Cătaș. Corect. E democrație, da. Dar eu v-am spus că inclusiv fostul nostru primar, și asta e una din chestii foarte bune care a făcut-o pentru localitate, e că a dărâmat acele nenorociri, pentru că era un pericol public. Plus că arăta cum arăta zona. Deci ar trebui să luăm și măsuri mai dure, dacă e cazul, da? Nu... Că să-l avertizăm și... Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Slănic Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 46, proprietatea SC Fișe Electrica SRL, SERV, scuze, ESA, București, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Deci împotrivă? Împotrivă trei. Vă place cum arată hotelul Cerdan? Mă bucur să constat acest lucru. Gusturile nu se comentează. Absolut. Este un ESA. Puteți să faceți o discuție de la administrație direct la societatea respectivă. De ce nu faceți? De câți ani de mai bine ați făcut asta, domnul? Bun, dar oare de ce n-ați făcut-o dumneavoastră? Că sunteți la... Sunteți la... Nu, Adi Șerban apreciez ce a spus domnul Cazar. Ați fost 12 ani aici, da? Adi Șerban, da, a fost primar, i-a atenționat de câteva ori și a obligat... Și-au rezolvat. Și-au rezolvat. Și-au rezolvat, domnul Cotescu. Au văruit-o, au acoperit, nu știu ce acolo. Ea așa arată de atâția ani de zile. Și la Nicolae, la Nicolae, la numărul 4, la hotelul Rapovița. Da, da, da. Nu hotel. E vorba de partea tot din... hotelul sau... Nu, 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 nu hotelul. Partea din spate, copicăria, toate...
Merg ea de la Institutul de Balneologie, să duc pe, în spate, pe acolo, doctor, îi vedeți toată ziua, ce văd oamenii acolo, băi, măcar curăță puțin alea acolo, au ocazia, dă pălările alea jos, pune un meș acolo ceva și gata. Să-și limiteze spate, să-și protejeze. Sunt soluții cu costuri ieftine, să știți, asta nu se rezolvă cu... Dacă cei de la FISE, da, dar nu vreau să... Aviziu comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Mergem la 25. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sălnic Moldova, strada Porumbeilor, proprietatea SC-OMB Petrom S.A. București, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 26. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul teren intravilan situat în Sălnic Moldova, număr cadastral 615, punct Biserica Ortodoxă, proprietate SC Rom Trust and Bau, SRL Bacău, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Astea sunt vestitele coloane din parc. Stone. Bun. Avizul comisiei. Coloanele astea sunt fotografiate și au apărut într-un articol în Deșteptarea că primăria nu îngrijește parcul din localitate, ca să știți. Pentru cei care nu cred să consulte. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 27. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sălnic Moldova, strada Nicolae Vălcescu, proprietatea ocolului Silvic Târgu Ocna, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cantonul de la Bucur. Da. Clădirea aia care... Avizul comisiilor. Favorabil. Anul acesta o să modelizeze. Favorabil. Cine este pentru? Punctul 28. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sălnic Moldova, strada Ștefan cel Mare, numărul 18, parter, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Avizul comisiilor. Favorabil. 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 Cine este pentru? Da, bani la mine și am fost două luni de zile. Unde sunt? Bun, s-o fac. Deci, încheiem cu clădirile. Deci, trecem la lista suplimentară. Deci, proiect 21, da, punctul 29. Da. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Delicată. Da. Eu, propunerea mea, identic cu cea de ieri, este că să nu aprobăm astfel de chestii, pentru că de fiecare dată când se va supăra cineva pe noi, nu poate face și nouă, îl face și la alții. Dacă nu ești de acord cu marea masă, să fii dat afară. Deci nu este o chestie democratică. Astfel cum doriți. Avem și o situație mai delicată, în sensul că noi cărăm gunoiul la... În plus, da. La rampa de transfer de la Comănești. E împotriva intereselor noastre. Da, e contra intereselor noastre. Deci cum să votăm noi? Împotriva noastră. Domnul Mocanu, vă rog. Vă votez împotrivă și am să și argumentez faptul ăsta. Sunt niște interese foarte mari, dictate din altă zonă, în sensul că la ora actuală Comăneștiu are o bază, cum puține orașe din România, are pentru serviciul de salubrizare, în special pentru colectat, depozitat și transport gunoi menajer. Și selectat. Și selectat. Deci, eu am citit regulamentul ADIS când a apărut prima dată și acolo
Este un articol foarte important care spune că toate investițiile făcute din fonduri europene trec de drept în momentul în care te înscrii în ADIS, în capitalul social al ADIS-ului. Deci, dacă reflectăm asupra situației, Comăneștiul are șanse ca și entitate, ca și oraș, să rămână fără aceste investiții, care au fost și din bani publici local, prin cotă. Da. Deci, eu votez împotrivă. Nu vreau să influențez pe nimeni. Bun. Avizul comisiilor? Negativ. Bun. Deci negativ. În condițiile astea, votăm excluderea sau nu. Ori practic, proiectul este votat excluderea. Deci depinde câți votează pentru sau împotrivă. Da. Deci respingeți proiectul de hotărâre. Votează pentru respingerea proiectului. Proiectul este pentru excludere. Și se votează împotriva proiectului. Da. Votăm împotriva respingerea proiectului de hotărâre. Respingerii proiect, da. Deci, cine este comisie? Nu. Cine este pentru proiectul de hotărâre este împotriva. Proiectul de hotărâre este inițiat de primar pentru excludere, pentru că așa ne-a recomandat ADIS. Deci, se votează pentru excludere. Cine votează pentru excludere, cine votează da, votează pentru excludere, cine votează nu, înseamnă că nu votează pentru excludere. Despre asta vorbim. Bună. Bun, întrebarea este cine e pentru excludere, să voteze. Cine este pentru excluderea? Pentru excludere. Orașul da, Comănești da. Din ADIS. Pentru excluderea orașului Comănești din ADIS. Nu. S-a încurcat. Este cineva pentru? Da, poate primiți un apel și vă spun. Și l-am dat. Deci eu nu am dat. Nu că ne împurcăm. Trebuie să o propunere. Pentru respingere. Proiectul de hotărâre este în conformitate cu recomandarea ADIS. Eu, ca primar, v-am supus atenție excluderea. Dumneavoastră... Consiliul nu e de acord. Alesul ne-a formulat. Deși Consiliul nu e de acord. Să vrem împotriva. Alesul ne-a formulat. Și adică toată lumea este împotriva. Am înțeles. Deci, împotriva este la lumea. Excludere. Trecem la punctul 30. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii de acordare ajutor de minimis formulat de SC Hotel Perla Sfânic Moldovei SRL. Bun. A venit și domnul administrator la mine și doamna manager, am discutat. Legea, Consiliul Concurenței, spune că nu avem voie să dăm retroactivitate. Documentația dumnealor se referă la investiția care a fost pusă în funcție în 2016. Respectiv, i-am încurajat că au intenție să mai doteze, să mai modernizeze, ca din acest moment să facă investiții de minim 200.000 de euro și vor beneficia. Legea privind ajutorul de minimis spune că trebuie votat și dacă da, și dacă nu. Punctul meu de vedere este nu, doar pentru faptul că legea nu are caracter retroactiv. Toate obiectivele care vor fi puse în funcție sau după aprobarea în Consiliul Local luna trecută a ajutorului de minimis, abia după aceea se poate discuta de reducere. Nu sunt alte interese. Avizul comisiilor? Stați să vedem cum... Deci, trebuie să fie favorabil sau nefavorabil? Nu, propunerea este să se respingă pe motivul că nu are retroactivitate. Nefavorabil. Deci este propunerea? Sau negativ? Deci mai citesc o dată, dacă vreți să... Avizul trebuie să fie pozitiv al propune. Da. Eu propun se respinge cererea de acordare de minimis pentru atragerea așa. Deci se respinge. Eu am făcut o cerere, eu am adus-o în Consiliul Local cu propunerea de respingere, argumentat de faptul că nu putem să dăm, ne-ar contesta o Consiliul Concurenței. Deci aviz favorabil. Da, deci favorabil că respinge. Da. Cine este pentru? Da. Pentru respingere. Pentru respingere, dar aici. Se abține. M-aș fi bucurat să-i acordăm, dar asta este exact.
să deam un semn de... Punctul 31. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației PUZ în scopul realizării obiectivului investițional concesionare teren în vederea construirii unui parc de distracții tip Ventura Park și stenă turistică, situat în strada Nicolae Vâlcescu, zona camping, Slănic Moldova, județul Bacău. Da, am vorbit și ieri în comisie, suntem bucuroși că vin investitori. Această societate vrea să facă investiție pentru un, în special pentru tineri și, bineînțeles, noi știm cu toții că acolo, când coboram de la 300 de scări, era o stână turistică. Și mai opream, mai... Și încurajăm investițiile și, bineînțeles, bineînțeles că eu vă propun să aprobăm acest PUZ. Avizare. Avizare. Documentația. Practic este un acord de principiu, după care se va întoarce înapoi în Consiliul Local și vom aproba PUZ-ul efectiv. Da? Teritoriul este al Comunei Oituz. Știți, v-am spus de ieri în ședință. Avizul comisiilor? Favorabil. 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 Cine este pentru? Să vină cu banii aici. Da. Punctul 32. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 3 din 26.01.2018, pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, excedentului bugetului local, de venituri și cheltuieli, sursa A și sursa E, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017. E vorba de o sumă care a fost direcționată către un cont și trebuie direcționată către un alt. A fost prins că va fi utilizat excedentul bugetar din această sursă de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare și se dorește utilizarea lui în secțiunea de funcționare pentru acolo avem de făcut plăți. Și atunci pentru trezorerie a solicitat să fie modificată autoritatea de consiliu local ca să fie prevăzut pentru secțiunea de funcționare. Nu avem voie să funcționare pentru dezvoltare, dar este altă. Da. E suma până la urmă. Stați cu oameni aici. Aici este la material și mergea să spun. Deci este vorba odată de 17.458 lei, care este excedent aferent anului 2016 și suma de 2.658 lei, excedentul anului 2017. Eu știu că mutarea banilor dintr-un cont într-altul nu se mai poate, nu se prea poate, sau se poate acum. Deci nu, de la un capitol la altul. Noi vorbim despre bugeturi. Deci am înțeles că banii erau pentru dezvoltare și se vor muta pentru noi când am aprobat bugetul, atunci am aprobat că această aparentă economie care s-a făcut să se cheltuie pe secțiunea de dezvoltare. ANAF-ul ne spune că nu avem voie să bani. Se pot folosi și la dezvoltare și la funcționare. Dar prioritar este nevoie de funcționare. Dar e vorba de 2000 de lei pe 2700, 2100 de lei fără corecția asta. De asta voiam să se puncteze. Deci dacă ANAF... Deci nu-i mutăm dintr-un cont în altul. Îi cheltuim? Da. Rog să-i cheltuim. Ca să nu facem vreo greșeală, pentru că știu că banii dintr-un cont... Deci acum că nu știu la altul se poate. Permite. Cu aprobarea... Deci excedentul bugetar poate fi folosit și pentru dezvoltare și pentru funcționare. Da. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea împăduririi terenului deținut în punctul Piciorul Porcului cu material săditor obținut din sponsorizări. După cum știți, anul trecut am avut un parteneriat cu, de fapt, este încă în vigoare până la sfârșitul acestui an, cu Asociația Rotary și dumnealor ne-au ajutat să împădurim 4 hectare, plus un hectar care l-am împădurit în Om Silva, sunt 5 hectare împădurite anul trecut. Anul acesta mai avem de împădurit în total 1,37 de hectare, dar anul acesta, pentru că nu există material săditor, o să încercăm să împădurim 2 hectare.
și pentru că am reușit să convingem și Rom Silva împreună în parteneriat cu Rotary să ne dea acest material săditor și Rotary va planta, suntem foarte bucuroși să nu cheltuim bani de la bugetul local pentru împăduriri care trebuiau făcute, domnilor consilieri, vreau să spuneți mai vechi, din 2009, ca să știți. Deci este o restanță pe care Primăria Sălim Moldova încearcă în 2018 să o îndeplinească, care a avut obligație de împădurire în 2009. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Dar nu, aș vrea să prezint declarația primată. Deci este vorba de o declarație pe propria răspundere referitor la terenul de joacă, de sport de la Cireșoaia, pe care eu o să o dau în fața notarului. Ieri am citit-o, cred că nu sunt... mi-asum responsabilitatea, dar atunci când nu o să mai fiu să-mi asum responsabilitatea, cineva trebuie să-și o asume, respectiv UAT Stănii Moldova, reprezentată la vremea respectivă de cine o să fie reprezentat. Pentru asta vă rog să... pentru cei care ne urmăresc, noi vrem să amenajăm terenul de sport de la Cireșoaia și pentru ca să obținem... Ceva frumos. Ca să obținem autorizația de funcționare a Apele Române ne obligă ca să ne asumăm răspunderea și pentru că răspunderea nu și-o poate asuma un colectiv, trebuie să-și o asume primarul. Eu am fost la notar, această declarație pe propria răspundere este propunerea notarului, am citit-o ieri, mă angajez să dau această declarație, dar trebuie să luați act și v-aș ruga inclusiv să spuneți dacă sunteți de acord sau nu. Pentru că aici este vorba și de acțiune până când terenul ăsta va funcționa. Nu știu, poate 100 de ani, poate cât va mai funcționa. Act. Sunt de acord cu ea. Deci, cine este de acord ca eu să dau această declarație? Sigur, se votează, pentru că este asumarea răspunsului. Cine este de acord ca domnul primar să dea acea declarație către notar pentru terenul? Deci, în unanimitate, s-a votat. Da? Eu să vă rog să specificați în proces de bază, pentru că pentru posteritate este necesar. Da. Ultimul punct se referă la raportul primarului. Raportul primarului de data aceasta este un raport detaliat. Este un raport, pentru că 2017 a fost un an de mandat complet și acest raport prevede foarte multe detalii. El o să fie făcut public foarte repede după ce l-am prezentat dumneavoastră. Luni marți o să-l publicăm pe site. Acolo are 26 de pagini și găsiți acolo aproape toate acțiunile pe care le-a făcut aparatul de specialitate a primarului și primarul și firmele de utilități cu scopul de a dezvolta localitatea noastră, de a redresa anumite situații dificile. Și aici, dacă îmi permiteți, aș face câteva precizări. Pe lângă faptul că aveți aici ce număr de dispoziții, 385 de dispoziții a dat primarul, câte hotărâri de Consiliul Local au fost, cel mai important lucru este faptul că în această perioadă nicio hotărâre de a noastră nu a fost contestată de vreo instanță, de prefectură sau de instanțe. Da. Nu știm cum o să soldeze asta cu Consiliul Local, dar ele au fost validate de prefectură. Am avut control de la prefectură și control de la prefectură din august-septembrie anul trecut a lăsat niște măsuri și noi le-am îndeplinit până în decembrie toate. Practic, la momentul acesta, unele au fost inclusiv la adresa dumneavoastră. Știți că le-am și citit în Consiliul Local. În toată această perioadă nu am făcut decât să fim cât se poate de atenți la detaliile economice, la detaliile juridice și să venim în sprijinul cetățeanului. Observați că și la impozite și taxe s-a modificat inclusiv această
mobilierul și modul de primire a contribuabililor noștri, am mutat caseria acolo ca să eficientizăm, toate măsurile au fost, au avut ca scop să facem economii, să reușim să redresăm situația financiară a acestei administrații. Numai la carburant a făcut economii 72,8%. Respectiv, nu am consumat un sfert din carburantul care s-a consumat în 2015, ca să știți. Adică, acestea sunt măsuri, restructurările. Sigur, am trimis oameni acasă și de la firmele de utilități, am mai subțiat-o cu scopul de a face economii. Dacă să faci o economie este de acuzat primarul, înseamnă că suntem aproape inconștienți. Nu putem să gândim viitorul acestei localități fără să ieșim pe linia de plutire. Noi trebuie să ajungem să cheltuim mai puțin decât producem și asta se poate face în două feluri. Ori creștem veniturile și este o prioritate a noastră, știți foarte bine, mărim masa impozabilă și alte acțiuni, toate taxele astea pentru frumusețare și toate astea au ca scop să nu punem bani de la bugetul local pentru aceste activități, ori reducem cheltuielile. Altfel nu se poate face. Și noi am ales să facem ambele lucruri. Am redus și cheltuielile foarte mult și am crescut și veniturile la anumite capitole. Anul acesta este un an la fel, în plin. Deciziile dumneavoastră au fost luate în decembrie vis-a-vis de aceste impozite și taxe. Îi asigur pe cetățeni că nu avem ca scop să le îngreunăm, să fim o povară pentru ei. Scopul nostru este să facem în așa fel încât să simtă cât se poate de repede un sprijin din partea noastră. Din păcate, acest sprijin o să vină, este mic, nu este cât mi-aș dori eu, nu? Să, cu iluminatul, cu străzile, cu alte aspecte, dar datorită situației dificile prin care am trecut, nu am reușit să redresăm încă financiar vorbind. Am făcut apel la factorii responsabili, sperând să primim un ajutor, dacă nu o să mai trebuiască să suferim ceva timp. Și eu n-aș vrea să fiu răutăcios, dar domnilor consilieri, ați de la PSD, ați fost atâția ani de zile la puterea acestei localități, tot minusul stănicului de astăzi este dat de deciziile astea populiste, de deciziile în care iertăm societatea cu tare, că e cunoștința lui nu știu cine, societatea cu tare de impozite și de taxe. Avem la momentul acesta o situație dezastruoasă vis-a-vis de recuperarea de creanțe. Da? Deci 3.200.000 de RON datorii neplătite istorice, dacă mâine le avea în cont, bineînțeles că am fi salvați. Acești bani nu se pot încasa pentru că firmele sunt în faliment sau în insolvență, dar până au ajuns acolo, cineva nu a luat măsurile necesare să încaseze acești bani la bugetul local. Vreau să vă spun, e normal ca după 1993 de somații și titlul executorii pe care le-am emis anul trecut, o parte din populație sau din întreprinzători să fie nemulțumiți. Dar asta este obligația primarului ca aceste impozite și taxe să fie încasate. Nu o facem abuziv, nu o facem opresiv, o facem cu rugămint și am avut situații în care și zilele trecute am vorbit, doamne, nu puteți plăti până pe 31 martie, dar haideți să vedem, poate pe 15 aprilie, poate pe 30 aprilie. Nicăieri nu se face asta, să știți. Gândiți-vă dumneavoastră la ce primării, stai de vorbă cu primarul, nu știu, ți-ai plătit datorile dacă nu ești executat contul tot. Nu putem să mergem cu acest mod populist și iresponsabil de lucru. Da? Să votați ca să nu impozităm pe cei proprietari de la hotelul Cerdac. Ce să fac eu, domnul consilier? Eu mai degrabă mă duc să stau de vorbă cu cetățenii, să-i ajut într-o problemă, să îi încurajăm să-și salubrizeze, decât să mă duc să stau cu căciula întinsă, eu la nu știu cine la București. Este hotelul lui, este clădirea lui, l-am notificat. Ce să mă mai rog de el? Mă duc să atrag un investitor și am făcut acest lucru, da? Mă duc la oameni cu potențial și vă spun, haideți și investiți la Sărim Moldova, haideți, este un cadru sănătos de a investi și haideți și puneți-vă bani aici să dezvoltăm localitatea asta. Nu se mai poate să cu rugăminți. Am făcut rugăminți, dacă părerea dumneavoastră că un an de zile de
somații, de notificări, nu este suficient, înseamnă că noi trebuie să așteptăm încă 10, poate 20 de ani ca aceste lucruri să se rezolve. Cetățenii nu mai au răbdare și eu personal nu mai am răbdare. Trebuie să luăm măsuri cât se poate de drastice, dar nu opresive. Nu m-am referit astăzi la populația TV Valasnicul, cetățenii să înțeleagă că nu luăm decizii în inconștienți. Da? Sunt atâtea probleme de rezolvat pe valea asta și ne străduim. Ați văzut, am cumpărat un tractor la firma de utilități, o să mai fie și o remorcă și ceva. Încercăm să ne gospodărim și să îi ajutăm pe oamenii ăștia. Nu au fost ajutați niciodată, să știți. În afară de două poduri și nu știu ce săl de sport care nici n-au fost puse în funcție, toate celelalte obiective investiționale nu au fost făcute cu cap. Trebuie să terminăm cu această irresponsabilitate. Deja avem penalități. Ne-au somat CNI-ul să plătim bazinul de not. Ne-a somat să plătim Casa de Cultură. Investiții făcute fără noi, mă. Fără niciun fel de gândire de unde iau eu milioane de roni să plătesc cofinanțarea pe care am semnat-o. Nu putem să continuăm cu această atitudine irresponsabilă. Vă mulțumesc că chiar am constatat că unii dintre dumneavoastră vă desolidarizați de viziunea asta populistă și eu nu am o problemă cu votul împotrivă. Am o problemă cu votul irresponsabil. Dacă dumneavoastră m-ați convins că decizia aia este greșită, sigur că nu o să o pun în aplicare. Sau dacă ați votat împotrivă. Dar nu este corect. Este momentul de bilanț și vă spun că am străduit în această perioadă să achit din arierate. Am achitat mai mult de jumătate din datoriile pe care le-am găsit. Am generat foarte puține obligații. Suntem criticați. Vai, când ați făcut studii de fezabilitate. Oameni buni, nimeni nu-ți finanțează un proiect fără să fie făcut proiectul ăla. Și fără să nimeni nu-ți face un proiect fără să îl plătești. Respectiv, noi încă n-am plătit proiectele astea, sperăm să se deschidă asta de finanțare și să se recupereze cheltuiala pe studii de fezabilitate care este eligibilă pe finanțări. Încă nu le-am plătit. Dacă o să fie cazul să le plătim, atunci o să trebuiască să le plătim. Eu o să vă dau o situație foarte repede, o să găsiți toate obiectivele care au fost făcute din creditul făcut în 2009, 2006-2009, bani cheltuiți în 2006-2009 de către vechea administrație, să vedeți ce obiective s-au făcut cu acești bani pe care încă 20 de ani de acum încolo, până în 2032, încă 15 ani, 16 ani, trebuie să plătim acești bani. Noi practic plătim o povară a unor decizii greșite, făcute înainte. În loc să, uitați, ne-au notificat, pleacă și ultimul comerciant din piața agroalimentară, pe care s-au cheltuit 700 și ceva de mii de ron, da? Care a fost scopul acestei investiții? Care a fost substrat? Aveam spațiu acolo în spate, aveam două spații lângă le, făceam frumos două tarabe afară, asta e piața de la Stănic. Și dacă se dezvolta așa o piață, acum toată lumea se duce și cumpără de unde cumpără, vedeți? Și dumneavoastră și noi ne ducem și le găsim. Se duce partea asta de investiție făcută, da? Uitați-vă pe strada Ștefan cel Mare. Cum arată bordurile care nu au încă 10 ani de zile. Când mergeți la vale și pietonalul și bordurile au fost înlocuite pe bani din credit. Uitați-vă cum arată bordurile alea locuiți în zonă. Când treceți la vale, uitați-vă la borduri. Dacă în 10 ani, nici 10 ani de zile alea sunt praf, aia a fost o investiție coordonată și banii ăia, creditul ăla a fost direcționat unde trebuie, nu s-a stabilit prioritățile. Lucrăm haotic, s-a lucrat haotic, la momentul acesta noi n-am avut decât să reparăm niște greșeli ale trecutului. Nu este atât de important la momentul acesta ce o să spună societatea cu tare sau cetățeanul cu tare, cât este important să ne solidarizăm pentru binele comunității. Vreți să facem acest lucru? Sunteți de partea mea? Nu vreți să facem acest lucru? Înseamnă că nu vreți binele comunității. V-am spus de atâtea ori, nu am un interes personal față de un obiectiv de cineva, am
un scop unic să redresăm situația și să construim un cadru sănătos pentru dezvoltarea localității. Asta îmi doresc eu. Și vă mulțumesc că celor care sunteți alături de proiectele mele, proiectele noastre, pentru că suntem aici o echipă care lucrăm, mulțumesc celor cetățenilor care au înțeles acest mesaj că trebuie să mai mâncăm mămăligă cu ceapă până reparăm situația financiară, nu avem un control. Dar dacă unul dintre dumneavoastră are prin miracol așa o soluție, să vină și să o prezinte și eu voi fi de acord cu ea. Totul se învârte în jurul banilor. Eu vă mulțumesc dacă aveți întrebări vis-a-vis de cifre anumite aici în spatele raportului. Aveți pentru prima dată și raportul Ministerului de Interne, da? Cu infracțiuni, cu ce s-a întâmplat în localitatea. Este normal ca un consilier responsabil să știe ce se întâmplă în localitatea lui. Acest raport cuprinde toate datele vis-a-vis de localitatea noastră, procente de încasare a creanțelor și a impozitelor și toate celelalte aspecte. Vă rog să, dacă sunt observații, dacă nu, să consultați acest raport și vă asigur că an de an vom face inclusiv analize comparative de evoluții, este important. Pentru 12 acte de naștere și 39 acte de deces. Da? Suntem într-un regres din punct de vedere demografic, dar pentru că au fost 30 de căsătorie, poate că se repară în perioadele următoare. Aveți în acest raport toate datele sper ca să cuplați la acest mod de lucru și să încercăm să facem ceva pentru cetățenii din această localitate. Dacă aveți întrebări, dacă nu, vă mulțumesc frumos. Ședința Consiliului Local, în sfârșit, vă mulțumim pentru participare.